În continuare, să vedem un model de scrisoare formală construit după cerințele dintr-un test IELTS. Fiind o scrisoare prin care ni se cere să aplicăm pentru un loc de muncă, deci un job, cele discutate în continuare pot fi utile tuturor celor care aplică pentru așa ceva și care au de redactat o scrisoare de aplicație, deoarece am încercat să oferim un model cât mai general, utilizabil în diferite situații și pentru diferite specializări. Dar să vedem mai întâi cerințele exercițiului. You have seen an advertisement online. Ați văzut un anunț online, adică pe internet, for a job working as a salesperson in a company. Pentru un job, un loc de muncă, lucrând ca agent de vânzări sau persoană de vânzări într-o companie. You decide to apply for the job. Decideți să aplicați pentru job, pentru locul de muncă. Write a letter to the manager of the company. Scrieți o scrisoare către managerul companiei. In your letter, în scrisoarea dumneavoastră, introduce yourself. Prezentați-vă pe dumneavoastră înșivă. Explain what former experience and skills. Explicați ce anterioară experiență și priceperi, deci ce experiență și ce priceperi anterioare you have in relation to the position. Aveți în legătură, în relație cu poziția, cu postul respectiv. Explain why you are interested in the job. Explicați de ce dumneavoastră sunteți interesat de job, de slujba respectivă. Write at least 150 words. Scrieți cel puțin 150 de cuvinte. You do not need to write any addresses. Dumneavoastră nu e nevoie să scrieți nicio adresă. Begin your letter as follows. Începeți scrisoarea dumneavoastră cum urmează, după cum urmează. Dear, dragă, chiar din exercițiu observăm cele trei paragrafe la care va trebui să ne referim în textul scrisorii. Pentru această sarcină, scrisoarea ar putea fi redactată în felul următor. Dear sir or madam, dragă domnule sau doamnă, I'm writing to apply, scriu, ca să aplic sau pentru a aplica, for the salesperson position in your company, pentru poziția de agent de vânzări în a dumneavoastră companie, which was recently advertised on your website, care a fost de curând, recent, publicată, anunțată pe al dumneavoastră website. I am currently employed, sunt actualmente sau în acest moment angajat with the Bank of London, la Banca Londrei, as a sales supervisor, ca supervisor de vânzări. With regard to my experience and skills, cu privire la experiența și abilitățile mele sau priceperile mele, I would like to mention that, aș dori să menționez că, I graduated, am absolvit sau am terminat, from the Faculty of Economics, Facultatea de Economie, of the University of Barcelona, a Universității din Barcelona, where I have studied, unde am studiat, economics, management, and sociology, economie, management și sociologie. Since then, de atunci, I have been working as a sales representative and supervisor, lucrez sau am lucrat ca reprezentant de vânzări și supervisor de vânzări for the last 6 years, pentru ultimii 6 ani sau în ultimii 6 ani, dealing with clients,
lucrând sau având de-a face cu clienții, and selling products, și vânzând produse. Working in your company, a lucra în compania dumneavoastră, will be a great opportunity, va fi o mare oportunitate, to exercise my working experience, să-mi exercit, să-mi pun la lucru experiența de muncă, and will give me a chance, și îmi va da mie o șansă, to become part of a dynamic team like yours, să devin parte a unei dinamice echipe ca cea a dumneavoastră. If you would like to schedule an interview, dacă ați dori să programați un interview, menționez că acest to schedule în engleza britanică îl auzim pronunțat schedule, to schedule an interview, a programa un interviu. Deci dacă ați dori să programați un interviu, or otherwise discuss my interest in this position, sau în alt fel să discutați interesul meu pentru acest post, please contact me, vă rog contactați-mă, at your earliest convenience, când vă este dumneavoastră mai curând convenabil. I am looking forward to hearing from you. Aștept cu nerăbdare să aud de la dumneavoastră. Yours faithfully, al dumneavoastră de încredere, Dan Jones. Semnătura, cu numele întreg, Dan Jones. Desigur, putem verifica foarte ușor dacă această scrisoare îndeplinește condițiile unei scrisori formale. Să ne aruncăm o privire peste formula de salutare, de adresare de la început. Dear Sir or Madam, iată, este corectă. Apoi, formula de încheiere, yours faithfully, din nou este cea potrivită pentru o scrisoare formală. Apoi, iată, se folosește un ton formal, politicos, cu expresii formale, cum ar fi with regard to, cu privire la. De asemenea, nu se folosesc contractions sau prescurtări, ci forme întregi. De exemplu, nu I'm writing, ci I am writing. Sau I would like to mention, și nu I'd like to mention, cum ar fi în varianta scurtă. I have been working, și nu I've been working, cum ar fi în varianta prescurtată. Iar tot referitor la prescurtări, observăm că până și numerele sunt scrise sub formă de cuvinte și nu sub formă de cifre, tocmai pentru a evita prescurtările. Aici se aplică o excepție doar în cazul în care vom scrie timpul, de exemplu 6 p.m., 6 după masa, sau data, de exemplu 23 iulie, July 23rd. În acest caz vom folosi numere. În rest, vom scrie numerele sub forme de cuvinte și nu sub forme de cifre. Avem și cele trei paragrafe necesare pentru a descrie situația, a descrie necesitatea, de ce dorim să lucrăm în compania respectivă, și a cere acțiune, a cere celelalte părți să acționeze, să ne contacteze la cel mai curând termen posibil. Bineînțeles, acest model de scrisoare este doar un punct de pornire în cazul în care doriți să scrieți scrisori mai lungi, în mod practic, pentru a aplica pentru un loc de muncă. De exemplu, am fi putut adăuga aici, înainte de formula de încheiere, și mulțumiri pentru atenția acordată. I thank you for your consideration. Vă mulțumesc pentru atenție. Sau I thank you for your time. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. De asemenea, observăm că nu sunt folosite imperative sau semne de exclamație și de întrebare, ci în caz că solicităm ceva, o facem într-un mod foarte respectuos, foarte politicos. Please contact me at your earliest convenience. Vă rog să mă contactați când vă este dumneavoastră mai curând convenabil. Deci, această scrisoare îndeplinește caracteristicile unei scrisori formale. Și o ultimă precizare pentru cei care redactează astfel de scrisori în mod practic, vor trebui adăugate și adresele, respectiv adresa expeditorului, sender's address, în colțul din dreapta sus, adresa destinatarului, recipient's address, puțin mai jos, în stânga, iar dedesubt data când este trimisă scrisoarea. Iar data trebuie scrisă, fiind o scrisoare formală,
complet, și anume pe cât posibil numele lunii să fie scris cu cuvinte, iar ziua respectivă să fie scrisă sub formă de numeral ordinal, cum este stilul oficial în engleză. Deci, în acest caz, în acest exemplu, 26th July 2016, iulie a 26-a zi 2016. Acestea ar fi aspectele care trebuie reținute referitoare la redactarea unei scrisori formale, în speranța că cele prezentate vă vor fi de folos în redactarea unor astfel de scrisori. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în continuare pe canalul nostru English Engleză. Până data viitoare, all the best! Toate cele bune! Goodbye!